În fiecare an, Inspectoratul de Poliție Județean Arad organizează trimestrial examen de atestare a calității de detectiv particular. De la apariția legii privind exercitarea profesiei de detectiv particular, de asemenea, pentru relații suplimentare, persoanele interesate sunt îndrumate să apeleze la Serviciul de Investigații Criminale, la Secretariat. Inspectoratul de Poliție Județean Arad organizează din data de 19 iunie un examen de atestare a calității de detectiv particular. Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie să respecte criteriile de admitere, să aibă cetățenia română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, ori ale Spațiului Economic European, să aibă finalizate cel puțin studii medii și să fie absolvent al unei școli post-liceale de detectivi sau să fie îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naționale, ori absolvent al unei instituții de învățământ superior, să fie apt din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, să nu desfășoare o activitate care implică exercițiul autorității publice, să obțină avizul Inspectoratului de Poliție Județean Arad sau al DGPMB după caz, să promoveze examenul de atestare a calității de detectiv particular. De asemenea, singurul criteriu strict este ca înscrisul să aibă domiciliu în județul Arad. Arădenii nu par prea încântați de acest domeniu și au o altă opțiune. Ai auzit de cursul de detectiv care va începe la Arad? Nu știu. Chiar interesau astfel de specializare? Sincer, nu. De ce? Nu mă pasionează. Nu, n-am auzit. Te-ar interesa o astfel de formă de specializare? Nu. De ce? Pentru că nu mă pasionează domeniul. Nu am auzit. Te-ar interesa să urmezi o astfel de specialitate? Nu, sincer nu. De ce? Pentru că am alte priorități acum, am bacalaureatul și nu mă pot ocupa de altceva. Tu ce părere ai? La fel ca ea, suntem colege de clasă, tocmai de asta. Ce ți se pare atât de rău sau poate de ce nu te atrage acest domeniu? Pare rău, este o oportunitate și e foarte ok, doar că momentan să mă rezolv pe planul acesta și eventual după. Chiar și așa, pentru cei interesați, detaliile suplimentare vor fi afișate pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Arad.